Consiliul Județean Hunedoara a solicitat în scris unităților administrativ-teritoriale din județ care au în subordine spitale suport COVID-19 să comunice fundamentarea nevoilor pe care le au, astfel încât, prin procedură parlamentară pentru asigurarea cadrului legal necesar, să fie completată ordonanța de urgență a Guvernului 51 din 2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vederea susținerii cu fonduri. Săptămâna trecută, Consiliul Județean Hunedoara a solicitat Ministerului Sănătății sprijinirea concretă cu alocări financiare a spitalelor municipale din Hunedoara, Orăștie, Lupeni și Vulcan. În altă ordine de idei, Consiliul Județean Hunedoara a mai informat că responsabili ai instituției au verificat stadiul lucrărilor de la drumul spre Parâng și au stabilit, împreună cu administrațiile publice locale, prioritățile pentru arterele rutiere ce vor intra în reabilitare în zonele Gioagiu, Hărău, Certej și Băița. De asemenea, s-a solicitat primăriei Șoimuș să ia măsurile care se impun pentru ca drumul județean 761, aflat în acest moment în administrarea comunei, pentru lucrări de apă și canal, să fie readus la starea inițială acolo unde aceste lucrări s-au încheiat.